Cuvântul patriei. Radio revistă pentru premilitar și toți apărătorii țării. Cineva de vârsta copilăriei în această perioadă numără cireșele din copac, altcineva de vârsta maturității numără zilele ce le trăiește în noua sa casă. În cazul ostașilor e vorba de unitățile militare. Există și o a treia categorie, care numără cadourile primite în dar. Mai suntem noi, moderatorii emisiunii Scutul Patriei, Domnița Jechiu și Denis Rotaru, care numără evenimentele militare și le repartizează în timp și spațiu. Cine a reușit, ascultați în următoarele 45 de minute. Mai întâi, bună ziua! Secția Relații Publice a Ministerului Apărării informează. Pe data de 13 iunie curent, Guvernul Republicii Moldova a aprobat un proiect de decret prezidențial prin care generalul de brigadă, Vitale Stoian, a fost numit șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale, comandant al Armatei Naționale. Aveți calitățile necesare pentru această funcție. Sunteți un militar autentic. Transmiteți din experiență și subalternilor, a menționat premierul Vlad Filat în cadrul ședinței de guvern. Generalul de brigadă, Vitale Stoian, s-a născut la 10 iunie 1970 în orașul Chișinău și a început cariera militară în anul 1992 în funcția de comandant de pluton Geniu și a îndeplinit până în prezent diferite funcții de comandă și stat major. Vitale Stoian este absolvent al Școlii Militare Superioare de Comandă Trupelor de Geniu din Kamenets-Podolsk, Ucraina. Totodată, generalul a studiat la Universitatea Națională de Apărare, specialitatea comandă și stat major și Colegiul Național de Apărare din București, România, precum și la Institutul Militar de Limbi Străine din Germania. Generalul de brigadă Stoian a fost comandantul a două contingente de geniști detașați în operațiunea post conflict de restabilire a Irakului și a participat la numeroase operațiuni de deminare a teritoriului Republicii Moldova. Funcția de comandant al Armatei Naționale a devenit vacantă în septembrie 2011. În această perioadă, interimatul a fost asigurat de Vitale Stoian. Generalul este căsătorit și educă doi copii. Cea mai înaltă distincție deținută de generalul de brigadă Vitale Stoian este Ordinul Credință Patriei, clasa 3-a. Sângele nu are preț, a menționat ministrul apărării Vitale Marinuța în cadrul acțiunii organizate de Ziua Mondială a Donatorului de Sânge. Militarii prin contract ai Armatei Naționale și studenții Academiei Militare Alexandru cel Bun au participat la donarea binevolă de sânge, eveniment desfășurat în grădina publică Ștefan cel Mare din Chișinău. În opinia ministrului Marinuța, donarea binevolă de sânge este un act de înaltă responsabilitate civică, iar Armata Națională transmite un semnal către întreaga societate privind importanța donării de sânge voluntare și sistematice. Sângele reprezintă un dar neprețuit, care nu poate fi cumpărat cu bani, ci poate fi doar donat de la o persoană la alta. Îi îndemn pe toți concetățenii noștri să participe la campania de donare a sângelui pentru că este un gest nobil care poate salva vieți omenești, a accentuat Vitale Marinuța. Potrivit colonelului medic Gheorghe Antoci, din Direcția Inspecției Generale a Ministerului Apărării, circa 80 de militari prin contract și în termen au donat sânge la punctele de donare și colectare a sângelui deschise în garnizoanele Chișinău și Bălți. Conform tratatului cu privire la forțele armate convenționale în Europa, un grup de inspectori din cadrul Centrului de Verificare al Forțelor Armate ale Republicii Federale Germania a desfășurat în perioada 12-15 iunie o inspecție de instruire în Armata Națională. Scopul acestei vizite este de a instrui specialiștii Armatei Naționale în ce privește condițiile de implementare ale prevederilor tratatelor și convențiilor internaționale în domeniul controlului armamentului ratificate de Republica Moldova, a declarat majorul Ion Proteanu, specialist în cadrul Direcției Planificare Strategică a Marelui Stat Major al Armatei Naționale. Agenda vizitei a cuprins ședințe teoretice privind modalitățile de desfășurare a inspecțiilor privind tratatul european, cu accent pe inspectarea tehnicii și armamentului convențional. De asemenea, inspectorii au verificat armamentul convențional în Brigada de Infanterie Motorizată Ștefan cel Mare. Ministrul Apărării Vitale Marinuța a întreprins o vizită de lucru în raionul Cantemir, care a avut drept scop aprofundarea și eficientizarea relațiilor de colaborare dintre autoritățile publice locale cu Ministerul Apărării. În cadrul vizitei efectuate, Marinuța a discutat cu autoritățile administrației publice locale de nivelul 1 și 2 despre modul de conlucrare cu subdiviziunea administrativ-militară locală, problemele majore cu care se confruntă. Totodată, un subiect important al discuțiilor a constituit încorporarea recruților în forțele armate și diversificarea procesului
de educație militar-patriotică a tineretului, accentuând selectarea și studierea calitativă a resurselor de încorporare în scopul completării unităților militare cu recruți și evitarea cazurilor de retrocedare din unitățile militare. În cadrul întâlnirilor cu primarii din raion, ministrul apărării s-a referit la obiectivele Guvernului Republicii Moldova în domeniul de apărare și securitate, inclusiv progresele obținute în domeniul reformei militare. În timpul aflării sale în raionul Cantemir, Vitalie Marinuța a vizitat filiala întreprinderii de stat Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională, structură care instruiește recruții pentru diverse meserii predestinate forțelor armate. În orașul Cantemir, Vitalie Marinuța a vizitat și grădinița de copii Ghiocel, unde s-a familiarizat cu condițiile de activitate și procesul de studii. Ministrul Apărării a oferit copiilor daruri și rechizite, îndemnându-i să crească sănătoși și să devină buni apărători ai patriei. La Ministerul Apărării a avut loc o ședință de lucru a eșalonului superior cu șefii catedrelor militare. Vitalie Marinuța a specificat că în ultimii ani Armata Națională a trecut printr-un proces avansat de reformă la mai multe capitole. Au fost operate mai multe schimbări de la însemnele distinctive până la noul pas de defilare, iar toate aceste modificări nu se regăsesc suficient în instrucțiunile metodice și alte acte, ce reglementează activitatea catedrelor, care continuă instruirea studenților după modele vechi, ineficiente. Ministrul Apărării le-a solicitat șefilor de catedre să ajusteze instruirea studenților în corespundere cu noile cerințe. La rândul său, colonelul în rezervă Gheorghe Popa, președintele Asociației Șefilor de Catedre Militare din Republica Moldova, a spus că inițiativa Ministerului Apărării de a revizui procesul de instruire la catedrele militare este una necesară, subiectul respectiv fiind pe agenda organizației pe care o conduce de mai mult timp. Popa a adăugat că reforma în acest domeniu va putea fi realizată prin contribuția și cu suportul specialiștilor Armatei Naționale, instituția responsabilă de pregătirea rezervei de cadre a forțelor armate. La ora actuală, în Republica Moldova activează 12 catedre militare care instruiesc studenți în două etape, cu o durată de 3 luni fiecare. La prima etapă, absolvenților li se acordă gradul sergent în rezervă, la cea de-a doua, locotenent în rezervă. Din 2002, când a fost înregistrată prima catedră militară și până la ora actuală, cursul de instruire militară a fost absolvit de peste 44.000 de studenți. În prima jumătate a anului curent, cursul de instruire de la catedrele militare a fost absolvit de circa 3.500 de studenți. Eu corespund cu imagini din visul tău. Tu corespunzi cu imagini din mintea ei. Dragostea trece pe alături în drumul său. Dragostea nu se împarte la cifra 3.
Cursul inițial de pregătire a militarilor în termen s-a finisat. De fiecare dată după această etapă, soldații sunt repartizați în unitățile militare ale Armatei Naționale pentru a îndeplini serviciu în termen. Brigada 2 Infanterie Motorizată din Chișinău găzduiește peste 130 de militari care s-au întors de la centrele de instruire de la Bălți și Cahul. Mai multe detalii a aflat colega Natalia Andronache de la colonelul Ion Doțenco, comandant Brigada Ștefan cel Mare. Pregătirea inițială este pregătirea specialiștilor, au fost desemnați după posibilitățile, capacitățile, criteriile care au fost ridicate la un nivel mai înalt în Bălți și Cahul. La momentul actual sunt numiți deja la funcții pe specialitate. Ca de exemplu, care este genist la moment, care este infanterist, care este artilerist sau alte genuri de arme. Prima săptămână deja se desfășoară ședințele pe pregătirea specialiștilor, fiecare conform funcției care o dețin în brigadă. Cu ce probleme vă confruntați fiecare dată când vin ei? Ca la orice persoană. Când își schimbă locul de executare a serviciului, adică deja acomodat în Brigada 1 în Bălți, Brigada 3 în Cahul, când deja au avut relații prietenoase cu efectivul care au făcut serviciu acolo o lună și jumate, dumnealor acum au venit în brigadă, sigur că deja sunt noi colectivii, trebuie de nou format prieteni care ajută foarte mult în serviciul militar, de nou la o condițiile care sunt deja în brigadă, în direct, s-au deprins, de exemplu, deja cu Brigada 1 și acum este o structură, infrastructură este puțin diferită și sigur trec la o etapă puțin mai importantă, adică mai grea, unde deja pe specialități sunt niște ședințe cu mult mai interesante, dar totodată și mai grele. Dar eu cred că vor trece cu succes inclusiv și perioada dată. Dar iată, se întâmplă ca unii băieți, știu, stânjească după dată civilă sau, eu știu, aici un mediu așa mai închis. Noi am avut cu dumnealor deja câteva convorbiri la nivel de brigadă, inclusiv unii au fost și anchetări anonime, adică unii întrebări care frământă destul de serios, dumnealor le-au ridicat, unii le-au la cunoștință, inclusiv și eu, când aveam 15 ani, am îmbrăcat prima dată ținută militară, adică prin ce greutăți am vedere că eram departe de casă, aveam dorință ca să fiu mai aproape de casă, dar asta este trecător. Le-am adus la cunoștință că trebuie de maturizat, deja să devină într-adevăr bărbați. Greutatea care este la moment în armată, în primul rând, că sunt nu aproape de mama, tata, dar asta este și normal, că dumneavoastră sunt deja într-un mediu cu alți soldați care deja devine sinistrător. Trânjala după părință, asta este trecător și totul va fi bine, să-și îndeplinească obligațiunile funcționale, vor avea concedii de stimulare și totul este înainte. Ce reușit să facă ei aici în brigadă în timp de o săptămână? Că mă trebuie să-i săptămână. Da. Și ce reușit să facă ei viitor? Prima săptămână, că de obicei când vin soldații în unitatea militară, fac familiarizare cu unitatea militară. Ca exemplu, săptămâna trecută dumnealor au făcut cunoștință cu istoria brigăzii, s-au familiarizat inclusiv cu infrastructura care este brigăză, au format noi colectivi, adică au primit armamentul, a fost înmânare armamentului și tehnicii militare, care iarăși după specialitatea care va continua mai departe. Cineva a primit inclusiv și tehnică de care o să răspundă și perioada serviciului militar. A fost destul de interesant să cot pentru dumnealor și acum de săptămâna dată am început pregătirea specialiștilor. Dar să aflăm și părerea militarilor care de curând au fost repartizați prin unități. Soldat Bornsus, funcție conducător autoelectric, stația radio Leu, Herpa, Sustenau. Ce știi tu despre armată și cum este la realitate? Spunem că e greu, că mult efort fizic, dar într-adevăr este și efort fizic, dar și carte mult auzăm de și învățăm. A fost dificil să te adaptezi la încă? Primele zile, până și te dai cu regimul, cu efort fizic, cu mâncare la piurnă, te-ți restabilești și îți place chiar. Cum îți par condițiile? Foarte bune. Față de unii am trecut cursul inițial de pregătire, diferență mare dintre Cahul și Brigada 2. Ofițerii sunt mai amabili, mai multă atenție acordă soldaților, mâncare este mai bună aici. Soldații multe lucruri, companie, transmisiune. Cum au fost primele nopți? Cam greu, ne-am deprins acasă mult. Cum ți se pare colectivul? Bine, domnul ofițer mai învață de alte capacități. Ce ai reușit să faci pentru săptămâna aici? Tragerea a fost? Tragerea a fost numai la Brigada 1, la Bălți. Și care armă ai îndrăgit? AK-74.